ce înseamnă te muți, da? Simbolic în afară. Te și muți, că se mai întâmplă una alta. Dar, în primul rând, e înăuntru, ai înțeles ceva? Înăuntru tău, da? Ai înțeles ceva și nu numai ceva? Știi ce se întâmplă, da? În afară, energiile tale și înăuntru. Și când auzi, simți, vezi, îți faci bagajele, pleci, pleci, te muți în alte vibrații, n-are treabă cu, te muți în altă casă, te muți, sunt alte vibrații, înăuntru tău ești, lumea în jur se schimbă, e invers. Lumea se mută, realitățile se întrepătrund, se schimbă, se, da? Fii pe fază, n-ai nicio treabă, că trebuie să fac aia, că, vai, că n-am făcut, de acolo vine. Te arunci în, da, am făcut aia, da, n-am făcut aia, da? Și nu, nu ai încredere în tine, așa. În afara ta se schimbă, se mută totul, se își face bagajele o realitate și se mută în alta, ceva de genul, da? Tu n-ai treabă, tu ești tot acolo. Unde suntem? Tu, da? În tine se transformările. Afară, da? Lasă așa să fie cum e. N-ai înțeles atunci, da, ok. Ei, acum, unde ești, înțelegi. N-ai nicio treabă. Ce înseamnă să se schimbă realitățile? Ce înseamnă te muți? Îți faci bagajele și pleci. E tu, abia aștept. De unde? De unde să vină? Hei! Și nu vine nimic. Și dacă vine foarte greu sau complicat. Pentru că n-ai înțeles că dinăuntru, da? Dinăuntru, afară, se colapsuie. Da? Se transformă, se schimbă realitățile. Se... Lumea dispare. Tot ce așa nu e nevoie se transformă, da? Înăuntru ești, tu ești acasă la tine tot timpul, oriunde te-ai afla. Ai înțeles? Tu ești tot timpul acasă. Când ți-i bine, când nu ți-i bine, că e acolo, că nu e acolo. Transfer energetic de la moș strămoș, căsuța, locșorul, spațiu, cât vrei, da? Îl ai tu pentru tine. Nu ai nevoie, că ai numai un bătrânjel și da? E al tău. În rest n-ai nevoie, în rest e în paragină. Cât căsuța ta e o bucățică, n-ai treabă. Da, să mă gândesc la familia mea, chiar mă înțeleg sau nu mă înțeleg cu ei, dar n-ai treabă. Partea ta e foarte bine unde ești tu, da, e lumea ta. Restul e în paragină pentru că se transformă. Noi, vai că nu cumva să facem să fie bine, să stăm, să nu știu, n-ai treabă. Lumea e în transformare. Ce lume? Câmpul tău energetic. E făcut din buni și răi, din magi turbați și magi calmați. Din toate felurile, da? Toate felurile. Câmpul tău energetic. Și el se transformă singur. Tu n-ai treabă. Tu numai stai și știi. Da. Asta e abilitatea ta. Aha, moment. S-a transformat. Nu trebuie să faci nimic. Nu trebuie să faci nimic. Ești acolo și ești foarte bine, da? Ai înțeles multe acum, în ultimul timp, ai, da? Nu e nimic întâmplător și ai știut cum, pe ce să apeși, unde să te duci, în ce direcție să te uiți, în ce direcție să nu te uiți, da? Te-ai uitat cam peste tot și ai făcut, da. Păi normal că e decepția mare în oameni, normal, se transformă, sare, dar cum ai vrut tu? Sar dintr-o lume în alta, oglinzile, da. Nimic tătă-ți pute, nu e nimic al tău, nu e, da? Al tău ce înseamnă? Să te simți bine. Unde? Înăuntru tău. În afară se colapse. Asta e viața care a fost dintotdeauna, tu n-ai știut. Da? Ți s-a fost pusă
pata pe ochi. Pelerina de la zi, cum se numesc, de la cimitire, de pe unde problemele vechi vrăjitorești, da? Să nu vadă, să nu audă, să-i scoatem din iată, să scoatem și sufletul, să-i scoatem. N-ai treabă, da? Acolo ești. Și așa se trăiește. Și pornești, tu pornești transformările. Cum le pornești? N-ai nicio treabă, nu trebuie să umbli pe la cimitire, pe la răzgruși, să faci rele. Da? Sau bune. Nu trebuie să faci nici bune, nici rele. Ești acolo în tine și ești foarte bine. Ai școala ta de magi. Nu mai gândeam la o denumire. Școala magilor interstelari. Ceva de genul. Și dă-i bătaie. Mână birjar și du-mă în noapte. Da? Cât mai departe. Acolo. Ok.